Bun regăsit, dragilor, și la mulți ani! Așa cum v-am promis ieri, astăzi vedem ce a făcut Coana Aglaia de Revelion. Și a avut un Revelion de neuitat, pentru că așa se numește prima povestire pe care o citim astăzi din cartea lui Dan Agache. Toate detaliile, așa cum bine știți, le găsiți jos în descriere. Cu bune, cu rele, cu mai puțin bune și mai multe rele, cu ghinioane cât cuprinde, am mai încheiat un an. Uf, greu a mai fost. Greu pentru că a semănat teribil de mult cu ceilalți peste 30 de când împart, pardon, de când sunt cu madame. Nu de alta, dar de împărțit, dumnea ei nu împarte nimic cu nimeni, nici măcar cu mine. Exemple. Ea dormitor cu pat matrimonial, eu canapeaua de pe hol. Ea frigider dublu, plin ochi cu de toate, eu conserve de la alimentarea din colț și asta doar în zilele de sărbătoare. Ea mașină, eu șofer la dispoziția dumnea ei. Eu fată în casă, ea cu vecinele cât e ziua de lungă și noaptea de scurtă. De, fire sensibilă și Coana Aglaia, trebuie să facă un pic de socializare, nu? Deci anul vechi e pe ducă și ca la fiecare sfârșit de an, pe lângă urători, colindători și sorcove, apropo de sorcove, la fel arată și soacră-mea îmbrăcată ca o sorcovă, de parcă nu și-ar permite ceva mai de Doamne ajută, măcar de la un second hand mai de lux așa. Deci reiau. Sfârșit de an, pregătiri pentru cumpăna dintre cel vechi și cel nou și, bineînțeles, planuri pentru noul an. Mămică, ce facem anul acesta de Revelion? Îndrăznesc eu să întreb mai zilele trecute, având așa o vagă impresie că madame e în toane mai bune. Ei, aș, toane bune. Ia uite-te la el, mormolocul, îi arde de petreceri. Și ce ai vrea, monsieur, ca de sărbători să robotesc toată ziulica prin casă? Să poți tu să te înveți ca porcul cu prietenii în noaptea de Revelion? Ha? Crezi că m-ai luat pe post de menajeră să-ți gătesc ție și amicilor tăi crausupă și sarmale și friptane ca să te bucuri numai tu de sărbătoare? Nu, mămică, încerc eu să strecor două vorbe. Ziceam și eu așa că e Revelionul și e păcat să ne culcăm odată cu găinile ca în fiecare seară de peste an. Normal că nu ne culcăm, petrecem, mergem la Vasileștii de la nouă. Super, mămică, mă bucur eu și pe bună dreptate, sincer, la gândul că scap de toată corvoada pregătirilor și râd în barbă de Vasilescu. A încurcat-o. Petrecem la ei, după ce terminăm treaba acasă. Zis și făcut, adică ea a zis și eu, ca orice soț atent, grijuliu și iubitor, hai că asta e cam trasă de păr, am făcut. Am bătut covoarele, am șters praful, am spălat pe jos, am alergat bezmetic pe la supermarketuri, ba după curcan, ba după carne de friptură, ba după un pește, căci aduce noroc, ba după sifoane, vin și cozonaci, că doar nu era să o las pe dumnea ei să cocărească prin bucătărie. Și când mi-am zis gata, am ajuns și în ultima zi a anului și e vremea să mă fac copil frumos, să mă bărbieresc, să mă puțuluiesc și să mă îmbrac la patru ace pentru revel. Hait că mă strigă dumnea ei de dimineață. Mototolule, ce faci? Cine crezi că face toată mâncarea pentru mâine și poi mâine? Sau crezi că pleci la Vasilești cu sufertașul? Treci imediat la bucătărie. Mi-am pus frumos șorțulețul și am început. Curăță zarzavat, spală carnea, ciupilește curcanul, frământă cozonacul, fă maioneza pentru salata de băf, frige peștele, împachetează sarmalele, dă fuguța la alimentarea din colț și stai două ore la casă pentru o sticlă de vin, mai fugi odată că ai uitat să iei și apă minerală pentru mama soacră, fă crema la tort, spală oalele, mai pune și o mașină de haine la spălat că nu e bine să rămână murdare pentru anul nou, calcă rochia dumnei ei că de cămeșa mea nu are vreme nimeni și uite așa, s-a făcut ora 22. Am tras repede un tricou pe mine, pantalonii de training, că doar nu mergeam la restaurant, ci la vecini, o pereche de șlapi în picioare să nu se vadă șoseta ruptă în talpă și uite-ne la Revelion. Și dacă tot am amintit de toalele mele, nu pot să nu remarc toaleta Coanei Aglaia. Rochie mof cu paiete, pălărie cu boruri și pene, cizme cu tocui, poșetă de firmă, că i-am făcut-o eu cadou de Paște, după o delegație în capitală. Am cumpărat-o de la un ambulant pe Lipscani și era la ofertă, chilipir curat. Am uitat să vă spun că aglăița și-a mai pus la gât niște mărgele de sticlă, dar juri că sunt perle veritabile. Despre accesoriile mele, ce să mai vorbesc? Salata de băf într-o mână, plasa cu oala de sarmale în alta, două sticle de vin prin buzunare de atârnau pantalonii pe mine, mai să fac revelionul în fundul gol și punga de cozonac între dinți. Mă țin greu după dumnea ei și ajung târâș grăpiș în fața ușii Vasileștilor de la nouă. Sună cucoana la ușă că eu nu eram disponibil și surpriză. Și așa ajungem la următoarea povestire, se numește Sfârșitul Lumii, apropo, dar continuăm aventura celor doi.
Pregătiți de revelion, eu încărcat de sacoșe, papornițe și sticle, iar madame decorată mai ceva ca un pom de Crăciun, urcăm, cum spuneam, până la Vasilești, la 9. După tradiționalul țâr la sonerie, de credeam că i s-a lipit degetul de butonul zorneitoarei, deschide Vasilescu. Tras la față, nedormit, nebărbierit, cu cearcăne lungi până spre bărbie, cu un ochi vânăt și puțin umflat, îmbrăcat asemenea mie, cu un tricou ponosit și murdar și o pereche de pantaloni soioși pe el, de credeam că am nimerit într-o ură de canal, nu la domn inginer acasă. Cu o voce spășită, pierită și tremurândă, spune ofilit: intrați! Nici nu rostește bine cele două silabe că e izbit puternic în tocul ușii și dat la o parte de un munte de femeie, împopoțonată mai ceva ca aglăița mea, Madame Vasilescu. Intră, iubirea mea, haide, curaj, nu te lua după mototorul de bărbatul meu. Roșesc până în tălpi la gândul că mi se adresează mie Vasileasca așa. Când colo, ea vorbea cu Madame Aglaia. Se pupă cu coanele, eu îmi capăt resuflarea și sunt expediat cu bagaje cu tot la bucătărie, cu Nae Vasilescu, vecinul. Ce s-a întâmplat, Năică? Arăți ca dracu, ce ai pățit? Ha, ha, râde acesta, tu vorbești, te-ai uitat în oglindă? Arăți de parcă am fi siamezi, nu vecini? Mi-au pus astea capac cu revelionul, mă avertizează finuț Năică. Ei, ne-au pus capac, zic eu, neștiind ce va urma. Ce-a fost greu, a trecut, acum e vremea să petrecem. Zic și eu că doar e revelionul. Hei, aș, sare Nae, nu e revelionul, e sfârșitul lumii. Stai ușor, nu te impacienta, ce poate fi rău când două familii se hotărăsc să petreacă noaptea dintre ani împreună? Mâncare și băutură am adus, că doar de asta am stat jumătate de zi în bucătărie și cealaltă jumătate prin magazine, muzică, știu că ai și tu, petrecem, ne veselim și așteptăm miezul nopții. S-o crezi tu, mă dezumflă Vasilescu, s-o crezi tu că suntem doar două familii? Ei, și sar eu. Ce dacă suntem mai multe, petrecem împreună, care-i problema? Problema e că în camera de alături nu sunt mai multe familii. Și atunci, întreb eu, nedumerit de spaimele vecinului. Atunci, continuă el, sunt 18 cotoroanțe bătrâne și stafidite, prietenele nevestemii și nevestitii. Poftim? Sar eu, intuind primejdia. Bănuiesc că au venit cu soții. Nu, că n-au. Ăia, da, bărbați, au avut curajul să le părăsească la timp, nu ca noi. Mai exact cine e? Întreb eu cu voce deja stinsă. Mimi din blocul vecin, măcelăreasa aia care are o tonă jumate fără farduri, Popeasca de la 4, aia care a speriat toți distribuitorii de pizza din oraș la câtă mănâncă, Ioneasca, aia care anul trecut a învins în campionatul orașului la Scandenberg masculin, care are brațul cât mijlocul meu, mai e una nouă, nu știu, dar am auzit că iarna trecută a ieșit pe primul loc la concursul de mâncat cârnați. E venită cu soacră mea și cu două vecine de ale ei de același gabarit. Nae, tu ești normal la minte? Cum să încapă toate într-o singură cameră? Întreb eu nedumerit de toată această adunare generală. Nu știu, zice Vasilescu, nu știu, că n-am avut curajul nici să mă uit pe gaura cheii, dar îmi te să intru în cușca cu lei. Ei, lasă, șoptesc eu stins, că poate se rezolvă cumva. Nici nu apuc să sfârșesc de vorbit și m-aud chemat de dulcele glas al nevestimii. Ce faci, mototolule? Ai uitat că am venit să petrecem revelionul? Hai, repejor, adune un aperitiv, ceva, un viziki din ăla bun, de ouă, ca pentru niște doamne ce ne intitulăm. Mămică, în gai meu, dar nu avem așa ceva. Doar o sticlă de răchie, da bătrână, de la Bunu, producție de casă de 33 de grade. Aia las-o că ne dregem mai târziu cu ea. Fugi și cumpără două, ba nu, patru, că am mâncat sărata seară și ne e sete. Încheie Madame Aglaia într-un hoho general de râs, de credeai că vine uraganul Katrina, nu alta. Fug repejor pe scări la vale, că liftul a luat o pauză până după sărbători, cumpăr sticlele de viziki și pe drumul de întoarcere mă întâlnesc cu Năică alergând ca apucatul. Am uitat să cumpăr ardei iute, îmi strigă el peste umăr. Fugi că te așteaptă ca pe pâinea caldă. Dau drumul la pas să nu aibă timp madamele să-mi simtă lipsa, alerg pe scări, deschid ușa și sunt întâmpinat de un cor de huiduieli, două scatoalfe după ceafă și un bombeu bine plasat de aglăița mea. Tu te plimbi, iar nouă ni se usucă gura de sete, mototolule. Drept pedeapsă, mișcă repejor și adu vreo trei sticloanțe de tequila, că avem niște lămâi și nu le găsim rostul. Hai, repejor, că acuși vine anul nou. Te-ai întors? N-am să înțeleg în ruptul capului ce fel de oameni haini și nesătui de bani sunt și privații ăștia. Să ții bietele fete la butic în miez de noapte de revelion la lucru, când puteau și ei să închidă până dimineață. Nu de alta, dar nu mai trebuia eu să alerg pe scări, la deal și în vale, ba după una, ba după alta. Ajung într-un târziu de an cu sticloanțele într-un cor de aplauze de data asta.
De bucurie, probabil, nu de alta, dar cele patru stăteau goale deja sub masă. Sticlele de vizichii, dar ce credeați? Am întins repede un platoaș pentru cucoane, așa, la vreo 7 metri de cârnați fierți în zeamă de varză și cam tot pe atâția fripți în untură, cu murături, să le taie greața, vreo 18 boluri mari cu răcituri, 2 ligiane cu salată de băf, nu de alta, dar li se cam deschisese apetitul. Una peste alta am cărat cu Năică Vasilescu cam tot ce s-ar servi la un ospăț de 2-300 de persoane, într-un local de lux. Friptură de porc, sarmale în foi de varză acră, mușchi de vită cu sos gorgonzola, piept de pui cu măsline verzi, medalion de porc, ouă umplute, ruladă cu piept de pui, salată de vinete, somon cu roșii și usturoi, ciuperci cu ierburi aromatice, creveți cu lămâi și așa, o salată ușoară să le spele greața cu fructe de mare. Mare foame trebuie să fiu avut cu coanele astea, nu de alta, dar toate felurile erau în camera de zi. Pe masă, pe submasă, pe dulap, pe scaune, pe pervazul de la fereastră, prin colțurile camerei, pe canapea și Dumnezeu mai știe pe unde, că nu prea am apucat să văd bine. Cum intram cu un platou, cum mă expediau la bucătărie cu un braț de farfurii goale și murdare. Chiar când se pregăteau să întâmpine noul an cu câte o sticlă de șampanie în fiecare mână, am prins momentul prielnic să șterpelesc 2 sandvișuri cu salam, care nu știu de unde or fi apărut și mai ales cum de-au scăpat de invazia lăcustelor, și o sticlă goală pe jumătate cu bere. Am fugit cu ele în bucătărie, ținându-le strâns la piept ca pe sfintele moaște, l-am pescuit în grabă și pe Vasilescu și ne-am ascuns în șpaiz, pregătindu-ne și noi, ca doi buni vecini și camarazi de suferință, să-l întâmpinăm pe anul nou. Am ignorat solicitările venite pe 18 voci din camera de alături care aveau poftă de ciorbă de potroace și am avut momentul nostru de liniște și de intimitate. Primul și singurul din acest an, care e gata-gata să se sfârșească. Ce ne aduce noul an, nu știu sincer, dar cred că am nevoie de o schimbare, care schimbare am să pun în practică încă din primele ceasuri ale noului an. Vorba imnului țărișoarei noastre dragi, acum sau niciodată. Și ultima povestire de astăzi, să vedem ce s-a întâmplat în prima zi a noului an. Povestirea se numește Omul beat și copilul mic spun întotdeauna adevărul. La mulți ani, națiune, fie ca acest an pe care abia l-am început să fie unul mai de bun augur, să vă aducă sănătate, bucurii, fericire și să nu aveți în veci parte de necazuri, ghinioane sau de... Coana Aglaia, am strigat eu șoptit, încercând să-mi dezmorțesc genunchii. Nu de alta, dar după ce că spațiul era strâmt în cămara Vasileștilor, îl mai împărțeam și cu amicul meu de suferință, Năică, pe care doar această noapte de revelion m-a făcut să-l cunosc cu adevărat. Apropo de Naie, ăsta, marcat de pocnetele sticlelor de șampanie, de fluierăturile artificiilor și de vacarmul celor 18 cucoane din sufragerie, plângea încetişor, icnind și sughițând cu suspine. Fii bărbată, Naie, nu te lăsa pradă deznădejdii. Fii bărbată, ce mama lui proces verbal. E anul nou și n-ai niciun motiv să piși ochii ca o babă. Îmi plâng de milă, Costică. Îmi plâng soarta ce mi-a fost sortită de parcă aș fi al nimănui. Un biet copil sărac, fără mamă, fără tată, făcut de o mătușă de-a mea cu cine știe ce pușlama. Uite-te în ce hal am ajuns. E drept dacă trag cu coada ochiului la el cu mai multă atenție, chiar că-ți vine să-i plângi de milă. Slab, jigărit, bătut și chinuit de o consoartă pe care nenorocul i-a scos-o în cale, iar l-a spus da, fără să gândească. Trag cu coada ochiului la el și parcă mă văd pe mine în oglindă. Cum să-i dau dreptate? Asta ar însemna să-mi recunosc slăbiciunile, ceea ce implicit duce la ideea că Aglaia mea ar câștiga această luptă nerostită. Trag adânc aer în piept și spun cu voce tare. Năică, tată, gata. Gata cu voicărilile, gata cu plânsul și jelitul, gata cu călcatul în picioare. E timpul să luăm atitudine. Ce-i aia, mă întreabă Naie al meu printre lacrimi. Luăm atitudine și ne schimbăm soarta. Trebuie să fim și noi bărbați, nu fete în casă. Gata cu dragostea de aproapele tău, care, sincer, în cazul Coanei Aglaia, numai dragoste nu e și nici de apropiere nu poate fi vorba, trebuie să ne schimbăm și dacă nu o facem acum, la început de an, s-a zis cu noi. Nu mai pupăm noi revelionul celălalt. Parcă îmbărbătat de propriile-mi cuvinte, mă ridic și deschid larg ușa la șpaiz sub privirile îngrozite ale camaradului meu de suferință. Ies hotărât să-mi schimb soarta, karma, zenul și feng shui-ul. Intru în bucătărie, își fac sticla de trăscău de loază, adusă anul trecut mai pe seară, înghit cu sete câteva guri fără oprire, răsuflu adânc, trag aer în piept, vrăjit parcă de propria în putere, mai gâlgâi de câteva ori din licoarea care mi-a pus deja sângele în mișcare, prind puteri și aripi de parcă i-aș fi tras cu energizantul și cu Naie ținându-mă strâns de pulpana tricoului în încercarea de a mă opri, intru în sufragerie, trântind ușa de perete.
Gata, până aici a fost. Dacă tu crezi, madame, că sunt câștigat la loz în plic, te înșeli. Te înșeli amarnic. Stupoare. Niciun murmur nu se aude. Semn că hotărârea mea le-a lăsat cu gura căscată. Profit de moment și continui. Până când crezi, madame, că mă mai las călcat în picioare? Strig eu și mai trag o dușcă lungă de trăscău. Până când crezi că mai poți să faci preș din mine în fața ta? Cât crezi că mă mai las subjugat într-o afacere care numai căsnicie nu se cheamă? Profiți de mine și de bunătatea mea. Mă alergi ca pe un mâț, îmi mănânci toată leafa și nici nu te interesează dacă am sau nu ce să încalci la serviciu. Ți-am făcut toate poftele ce le-ai poftit. Te-am dus în concedii, ți-am făcut doi copii pe care i-ai dat la internat să nu observ că nu seamănă cu mine. Ți-am cumpărat mașină, bijuterii și blană de astrahan cu căciulă de vulpe asortată. Ți-am gătit, ți-am spălat, călcat întreaga viață. Slobod eu pe gură și mai trag o dușcă țeapănă. Hait? Până când crezi că mai poți să-mi freci ridichia? Ai impresia că sunt cârpă? Nu, sunt soțul tău și merit puțin respect, ce mama lui proces verbal. Ai grijă cu cine te pui. Eu sunt un om respectabil, iubit de societate, de colegi, de prieteni, iar Neică aici de față poate să confirme. Gata, madame, până aici ți-a fost. De azi lucrurile se vor schimba cu 180 de grade. Dar ce spun eu 180? Cu 360 de grade se va schimba totul. Mai slobod eu pe gură în încercarea de a nu mă clătina așa de tare. Să faci bine să-ți respecti soțul. Să mă aștepți cu masa pusă când vin de la birou, să speli, să calci, să faci cumpărături, să fii și tu femeie în casă. Cât despre cum arăți, ar trebui să folosești mai des oglinda. Să mergi la sală, să ții cură de slăbire, să te îmbraci și tu ca toate femeile, nu ca o paparudă și mai ales, fii atentă ce-ți spun, să-ți cauți serviciu, clar, mai spun eu scăpând pe gât ultimele picături de rachiu de loază. Surprins de câtă liniște era în jurul meu, încep să prind curaj. Doamne, îmi zic, am reușit! Am reușit să spun tot ce aveam de spus. Era și cazul, mă îmbărbătez eu, cu atât mai mult cu cât toată asistența a amuțit. Taha, am reușit să le aduc la tăcere. Sunt un bărbat adevărat. Nici câr nu mai au curajul cloțele să spună în fața mea. Beat de puterea pe care doar trăscăul mi-a dat-o, mișesc puțin ochii. Liniște. Mai prind un strop de curaj și o sticlă neterminată de vizichii de pe masă, din care sorb cu nesaț și deschid ochii de-a binelea, încercând să mă bucur de impresia pe care am făcut-o asistenței. De-am lăsat-o mută de uimire. Mă uit și eu în jurul meu și rămân la rândul meu mut de surpriză. Cucoanele, împrăștiate prin toată camera, dormeau duse, amețite de aburii alcoolului și aperitivul servit înainte de miezul nopții. Dormeau claie peste grămadă, pe pat, pe scaune cu capul pe masă, vreo două și pe sub aceasta, două într-un colț mai întunecat, una mijea niște ochi de viperă, hait, e coana Aglaia. Și zi așa, mototolule, ai prins curaj. Mămică, știi, eu nu, poate, adică să-mi iau serviciu, ha? Să-ți spăl și să-ți calc, nu? Nu, eu, sticla, poate știi, alcoolul. Lasă, lasă, șoptește ea din ce în ce mai agresiv, ridicându-și chintalele din fotoliul care geme de plăcere că scapă de o așa povară. Să-mi cumpăr oglindă, nu? Să slăbesc, zici tu, monsieur. Păi, știi, mămică, poate nu știu și mai ales nu vreau să știu nimic. Mi-am mâncat tinerețea și frumusețea lângă tine și ție-ți arde de revoluție sentimentală. Mămică, eu, liniștește-te, te rog. Imediat mă liniștesc, scoate goale, mai prind eu din zbor ultimele cuvinte în timp ce se îndrepta spre mine cu aceeași viteză cu care intră Interregio în halta de la Poplaca, după care liniște, pace. Atât de multă liniște și atât de multă pace că nu-mi venea să cred. Încerc să-mi risipesc din minte aburii alcoolului și să-mi amintesc ce s-a întâmplat. Era parcă de Revelion, da, la Vasilești. Da, gata, acum știu. Am făcut ceva cumpărături, apoi a venit cu orologiul de miezul nopții și... Revolta. Cum ce revoltă? Aglaia, da, parcă i-am reproșat ceva și... Aoleu, s-a supărat pe mine. Am sfeclit-o. Dar nu, nu se poate, a fost doar un vis. Uite, am să deschid ochii și mă conving că nu a fost decât un vis. E liniște pentru că toată lumea doarme după Revelion, iar mirosul ăsta de alcool e de la vreo sticlă spartă. De, doar se știe că cioburile aduc noroc. Mult noroc. Sau, nu? Cu greu deschid o jumătate de ochi în timp ce capul îmi e străpuns de mii de săgeți și o lumină albă, orbitoare, îmi cuprinde sufletul. O fi nins? Alb. De ce atât alb? Dau să întorc capul, cu greu din cauza gulerului de plastic pus de băieții de la Smurd, și realizez adevărata dramă. Cu 3/4 de corp în gips, cu câte 2 perfuzii pe fiecare mână și o armată de doctori ce stau aplecați asupra mea.
Trăiește, se aude în cor vocea asistenței. L-am salvat! Și încep tot să aplaude și să se felicite de parcă cine știe ce minune au văzut. Da, l-ați salvat, dar până când? Aud o voce ce-mi părea cunoscută. Era Năică, prietenul meu la bine și la greu, care zăcea și el pe patul de alături. Până când îmi răsună ca un ecou vorbele lui. Închid ochii și o văd în întregime pe coana Aglaia, verde la față de furie, scoțând flăcări pe nări, asemeni balaurului cu 7 capete. Și îmi șoptesc. Gata, am și eu mândria mea de bărbat. Gata de acum. Dacă scap și din asta, jur să nu mai plec de acasă de rebelion și mai ales să nu mai pun în viața mea un strop de alcool în gură. Nu de alta, dar uite ce-ți face băutura. Așa că mai domol cu Bacus și la mulți ani. Măcar vouă, că despre mine vreau o minune. Vreau o minune în viața mea. Cam ăsta a fost rebelionul cu Coana Aglaia și cu soțul său Costică în vizită la Vasilești. Dacă vă face cu ochiul această cărticică de povestiri care are până în 100 de pagini. Nu uitați că aveți toate detaliile jos în descriere și puteți să intrați și voi în posesia ei să vedeți ce alte aventuri mai are de povestit bietul nostru narator. Vă mulțumesc dacă ați stat cu mine până la final. Sper că v-a bucurat povestea sau povestirile, pentru că au fost 3 la număr și sper că v-a amuzat măcar un pic așa ca de început de an, să prindem putere și să începem anul cu zâmbetul pe buze. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc încă o dată. Un an nou minunat să aveți!